M-am îmbrăcat eu în galben, dar situația nu e nici măcar albastră, de cum roze sau verde. Bună dimineața și bine v-am găsit! Toate scumpe s-au scumpit, totul de la A la Z, de la Alfa la Omega. Am ieșit seara până oraș, că încă se mai poate și am luat, ce să iau? Am văzut undeva vin fiert, 10 lei paharul, un amărât de păhăruț, 10 lei de vin fiert. Și atunci am zis, m-am întors către socră, că o scosesem la plimbare și zic, mamă, socră, cum rezolvăm situația asta? Nicio problemă, facem crompompuli. Zic, te rog, vorbește frumos, un ginere ai și ăla ai șubrete. Zice, crompompuli, nu știi ce e aia? Nu știu, zice, fii atentul. Iei un litru de vin roșu, pui în el la fiert într-o oală, mă rog, încerc să vă traduc într-o semi-română. Pui acolo pumn de coțke de zahăr, adică zahăr cubic, brun sau alb, nu contează. Arunci niște de astea, nu smochine, mă, cum le zice, la alea mici, zivlad, de alea mici de bagi în cozonac, raisins, mă, că numai engleză vorbesc acum, stafii de trăzniliar, așa, un pumn de prune uscate și 4 deții de rom. Pui la fiert, opțional felii de portocală. Pui la fiert și după miros servești, după ce o dat un clocot, eventual, și nu ieși mai bine, un kil de vin. Romul cred că e mai scump, că romul a fost tot timpul scump, pui aia, pui aia, pui. Și 10 lei paharul. Păi din atâta cantitate scoți de peste 100 de lei, da? Crompompuli. Bun, bun, s-o crozis că ăsta te ține în viață. Vedeți, filozoful Mihai Șora o făcut pe 7, 105 ani. Cine e Ion Cristoiu în Anelul Crismului ce a cerut dovadă vie. Vrea dovadă vie, o filmare cu el că mai trăiește. Bă, țărane, bă, țărane. N-ai avea noroc de pensia ta. Asta te preocupă pe tine. Nu ți-o mai făta nicio găină? Pui vii? E, că bem cafea, că n-avem crampompuli. O cafea bună, mulțumesc. Cătălin, să rămână. Cafea bună, Răzvan, Petru din Germania și Andrei din UK. Andrei, ți-am făcut o rimă. Andrei din UK. Hai să ne trezim, hai că avem de lucru. Ce avem de lucru? Că ne-au mai dat încă 30 de zile de stare de alertă sau de nu știu, nici nu mai știi. Suntem imuni. Când anunțați ce peste 3 zile se va anunța starea, că stăteam așa ca pe pândăie la televizor, ce o să fie, ce o să fie, pe internet ne uitam, nu mai da stare de alertă, stare de urgență, acum pot să dea și stare de necesitate. În școli profesorii sunt pregătiți să facă elevilor teste de salivă. Numai asta lipsea, profesor. Asta mai lipsea, domnule, în școlile noastre. Pe lângă faptul că trebuie să te asiguri că ai în școală mănuși, ai detergent, dezinfectant, mască și test de salivă. Ce test la română, ce test la istorie? Test de salivă. Și când dau teză de flegme sau cum? Și așa elevii săraci, aici o zis, și acum să facă și test de salivă. Dați-le la profesor mai mult decât pot duce. Că de vină e România bine educată. România bine educată e de vină pentru situația asta. Și că teza contează numai 25% din nota, din media finală. Nu mai sunt 3, 4, 30, sunt numai 2. Media se face cu 2 note. Bă, ajuns să întâlnești un elev pe stradă, n-ai fost deloc semestrul ăsta, ai 8, că ești simpatic. Bă, și să nu te enervezi. Nu, încercăm să păstrăm așa un calm, că mai avem și știri bune. De exemplu, știri pozitive, știri care te încarcă, știri. De exemplu, Dani Mocanu urmează să scrie un cântec în care o să-și exprime iubirea față de Ana Maria Prodan. Știți, Ana Maria Prodan l-a dat pe reghe, l-a dat afară și acum e liberă și frumoasă, tare nu-i, dar e cu bani. Și Dani Mocanu zice că o iubește de mic. Primul pas greșit, bă, Dani Mocanu, Mocane, eu să te învăț. Deci când vrei să cucerești o femeie, o fată, nu-i devoalezi deja vârsta. Când zici că mi-e dragă Ana Maria Prodan de mic și el are vreo 48 de ani. No. Hai să nu facem calcule acum, că e numai vineri dimineața. În fine, da, se aseamănă. Ea a fost în Dubai și a investit în Bitcoin, el are mulți lei. Vă doi o băga și în videoclip, i-ați văzut. Hai să trăim, mulțumesc frumos, Cătălin pentru cafea, Răzvan, Petru de pe Germania și Andrei din UK, bem cafea până mai putem bea. Stăm treci ca să nu ne fure ăștia țară. Știți sloganul de după 90? Nu ne vindem țară, eram atenți. Acum ori furat-o, își fură țara și împar țara, ei între ei, mă, cine ar fi crezut ce-o zis regretatul Corneliu Coposu, zice. Cel mai mare blestem pentru România ar fi să fie condusă și peste 25 de ani de FSN
și pe partea stângă și pe partea dreaptă. Și nu s-a întâmplat așa. Pac, pac, pac! Alianța PSD-PNL, că vezi tu, doamne, altfel nu se mai poate guverna țara. Ce minte scurtă avem. Câțu, în urmă cu 3 luni, zicea, ce zicea domnul Rareș Bogdan, ce zicea? Cu stânga nu poți să-ți faci nici cruce și acum, dacă așa o cere patria, curat ca la geale. Nu mai muie PSD, nu, tăteți bune acum, eu nu pot pasă de, nu mai e marea ciumă roșie. Ciumaților, mă, nu v-ar fi rușine obrazului. Alianță, trebuie să se facă înțelegere. Acum ați negocieri 2 săptămâni și vorba tiei Șerbănescu din revista 22, ce zice doamna jurnalist, jos cu pălăria, zice, UDMR le ține lumânarea. UDMR, partidul de la Balamale, cum îi zice socrul meu. El o zice, bă, UDMR-ul ăsta, un fel de arbitru, da? O zice, zice, ia merge și negociați peneliștilor cu USR. Nu s-or înțeles, s-or cetace. Nu vă mai jucați cu USR. Jucați-vă cu PSD, că ăștia știu cum să facă jocurile. 2 săptămâni de negocieri. Înseamnă că mai e de furat în România. Înseamnă că ciolanul nu e așa de scurt. Prima cerință de la PSD, în loc de 18 ministere, să avem 21. Ho, 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 să ne băgăm acolo, să ne infiltrăm cu metri, veri, nepoții, să... Nu e așa? Să-i angajăm la stat, că-i duce mintea. Și poporul, tot mai cocoșat, tot mai cocârjat, într-un rit infernal, cum zicea fiertat Adrian Păunescu. Asta e situațiunea, domnule. Asta. Și ați văzut Crin Popescu Tăriceanu, liber și neliniștit. Îl aștept și pe el, în vreo funcție. Nu mai are dosar, tete bune și frumoase. Alianță. Eu prefer Alianța Apei. Deși unii mă știu că prefer și alte alianțe. Alianța Apei, fiți atent. La europenele de natație, da? Robert Glință, argint și bronz pentru România. David Papavici, Popovici, aur, bravo. Alianța Apei, titrau un ziar foarte frumos. Deci nu Alianța Ciolanului, Alianța Nesimțirii, cum e în politică, Alianța Apei. Ăștia doi au adus 3 medalii României. România iar a fost pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Și Glință are 24-25 de ani. Dacă nu înșală memoria, ce-o zis? Zice, trebuie să fim responsabili că reprezentăm România în lume, în Europa. La 24 de ani, nu face politică. David Popovici la 17 ani a luat aur, da? Zice, mie îmi place să mă distrez, am luat aur pentru România. Asta e politica, asta e politica externă, ambasadorii aș face și pe ăștia care acum discută pentru 2 săptămâni alianța monstruoasă, coaliția monstruoasă, i-aș arunca în apă. Că oricum stau și povestesc la Vila Lac, vă las, vă las, știu, vă trebuie tastatura că e Black Friday, Black Friday, ha? Aveți ceva acolo, stați cu degetul pe refresh, intră comanda, intră în cărucior, intră în cărucior, da? Știți voi ce să cumpărați? Electrocasnice. Bă, am o grămadă de prieteni care în pandemie și-au luat mașină de spălat vase. Bă, dar voi v-ați luat de la Glovo, de la Taz, de la... Pe... Avea locul ei. Acum e momentul să nu vă mai luați încă o mașină de spălat vase că vă acuză de bigamie. Porcule! Nu. Să fim sănătoși, să fim responsabili și că numai noi putem fi. Nu aia din conduc. Aveți grijă, din 14 de duminică este, începe, sau nu, chiar în ziua de 14 este lăsata secului. Că ne-a lăsat și pe noi secul în pace. Ce ne-ar mai place? Weekend cu de toate. Și scrieți în comentarii ce ați comandat de Black Friday de pe diversele site-uri. Să rămână pentru cafea, buymeacoffee.com/nicubenge. N-am zis până acum. Salut!